Hai, salutare lumii și bine ați venit la un nou episod. Suntem acum la partea a doua din crafting armelor, itemelor rare. Așa că o să vă învăț acum mai detaliat cum să faceți. Așa că vă duceți pe acolo pe plus, dați la... Stai că și-am uitat acum la raid. Și mergem la a doua misiune. O să dăm un create raid, scriem ASD, privat, 1997, anul meu de naștere. Și aici zice la puncte 20.000. Ok, dăm acum un create. Așteptăm acum să intre și Bixera. Haide Bixera. Ai gata cineva anunț pe Discord, nu știu ce a făcut. Ok, tu pe acum intri cu amândouă conturile, nu? Da. Ok, bun. Mai salută și tu lumea când intri, știi? V-am o treabă. Da, bine. Mai că mai avem încă un pergament și după asta mergem un pic mai încolo la Darksteel, să mergem la minat. Hai să punem și noi un pic becurile astea. Da, le pun într-o culoare ca nu prea... Na. Să spui că l-ai intrat, că nu pot să-ți dau invite clan, search, chat, nu. 1997, nu? Da. Bun. Apropo, după ce se termină raidul, na, by the way, pe asta le puteți câștiga. Bucanci, un exemplu. Ați văzut că și data trecută l-am luat. Am crezut că el a luat mai multe ca și mine, dar nu. Sunt închise. M-a întrebat un băiat dacă poate să aplice ca și staff la mine. Pe Discord, vă aștept și pe voi. Ok, deci cu un cont ai intrat și cu celălalt? Intri și cu celălalt acum. Da, acum. Bun. Acum, deocamdată, aplicațiile sunt închise pentru că... Nu, știți bine că o să mă mut și... Gata. Nu, bun, hai că dau un start. Și o să urmeze o perioadă mai, un pic mai ciudată, când fără live-uri, fără episoade, mă rog. Știți și voi bine, am dat anunțul. Acum, da, să dau un pic la sunet, mă duc aici la sistem, ok. Bun. Deci tot, și pe ăștia trebuie să atacăm, nu? A, nu. Nu. Deci noi trebuie să mergem împreună cu ăștia, fii atent. A, stai că invite party, auzi? La raiduri, mi-a scris unul. Dau un pic mai încet și eu. Parcă prea tare sau nu. No, bun. Dacă mor repede, nu-i cine știe ce. Da. Hai să... La un moment dat o să întreb și cu caracterul celălalt. O să mai întreb pe aici, dar... Deocamdată ajunge că ne ajută Bixera. Ajunge. Deocamdată, e oricum el e mai puternic ca și mine. La PS-uri se și vede diferența. Mamă, dacă se spawnează pe aici. Cai de mergeți aici, faceți raid-urile, puteți cam într-o săptămână, mă mai repet încă o dată, ca și în episodul trecut, într-o săptămână vă puteți face full de iteme rare. Să sperăm, o să facem în fiecare zi treaba asta. Cum mai vă dau spoiler acum, numai cu treburile, a, că mi-a dat knock. Cu raidurile astea. No, bine, nu numai din treburile astea, puteți să luați mai multe, dar aia rămâne pe viitor. Aștia mor un pic mai greu. E 20.000, fix 20.000 am. De-aia dau așa mai ciudat. No, dar aia au rămas acolo. A, deci am ajutat numai acum la început. No, bun, haide. Dacă eram și cu celălalt, mergea totul mai repede, da. Da. Să sperăm că poate luăm Mere bucancii mai albaștri, repede. nu? Bă, dacă ți-a fost scris cu roșu, o iei, 100%. Nu, cred că am văzut scris cu roșu. Nu știu ce ai văzut, ce n-ai văzut, da. Bă, nu m-am uitat chiar așa de... chiar la tot, știi? Numai că le-am prestat la oameni cum să facă.
Din care au piesurile astea. Mame, câinii! Stai că... Pic mai ciudat cu ăștia. Dar faci și quest-uri între timp aici, să înțeleg, sau? Dacă ai un exemplu no. quest așa ce... Aha. No. Hai că acum mergem, cred că la boss, nu? Right. Da. Asta e un mini-boss, noi boss. Unicu. Hoexan. Au, că nici nu știu să-i pronunț numele. Hoexan. Mamă, ce mare e asta. Bă, că ai de am auzit pe multă lume că... Mamă, că ce m-a prins jocul ăsta, că e un joc pentru telefon sau așa mai departe, frate. Știi care e ideea? Sincer, să stau... Să o spun pe față... Mai bine prefer să mă joc jocul ăsta decât să aud până mai multe gameplay-uri sau așa mai departe, cum oamenii sunt bombardieri, chestii de genul. Știți și voi în trecut ce-o fost, dacă nu vă puteți sta pe live-uri în playlist-uri. Mai bine stau aici, mă joc toată ziua, mă relaxez, sincer să fiu, nu trebuie să mă duc să, nu știu. Mamă, tot timpul să mă enervez cu fiecare, să, mamă, hai să dăm ban, hai să dăm, știi, chestii de genul, adică, stai că e să range-ul ăla lui. Bă, dar ce, nu pot să, aha. Bă, păi, ăsta moară mai repede, mă. Restul? Mă, că am impresie că da. No, cu asta v-am și răspuns la întrebare, că de ce îmi place jocul. Eu, un exemplu, mai bine aleg jocurile care mă relaxează după o muncă de asta de... Da. Bine, nu zic, și Battle Royale, clar că îmi place, și Fortnite îmi place, și Apex sau așa mai departe, dar acum e rândul la jocul ăsta să facem content cu el. Și cred că, nu știu, o să vedem pe viitor ce o să fie, nu vreau să dau spoilere, că după aia clar că nu... Nu vă mai uitați, gata, că nu vă mai convine. O să vedem pe mâine dacă facem live. A depinde cum mă trezesc, că astăzi, după cum v-am zis, sunt prea obosit. Și... Adică stai că episodul ăsta se va posta după ce a fost primul postat. Primul a fost postat... Ce astăzi? Marți? Da. Marți după masa și asta o să fie miercuri. Aha. Ok, bine așa. Și o să mai stăm, o să mai filmăm la misiuni și mai departe, o să fie episoade chiar micuțe, de chiar și vreo 30 de secunde. Pentru că e mai simplu, că oricum misiunea nu durează așa de mult, un exemplu să mergi la minat sau eu știu, sau când găsim un spoiler mai făinuc, să spunem, da, uite, ăsta merită și făcut. Vedem ce o să fie, că nici eu nu cunosc jocul în totalitate. Chiar să știu totul despre el. M-am mai ușor pe episoade pe YouTube, unde chiar nu știu să-l fac nici la misiuni. Mamă, ori 22 mare. Eu dau 63, dau un el, mă, cred că-l dau 200, de aia... Asta nu-i bai, că o să fie destul de puternic caracterul ăsta. Este critul cu... Hai să vedem cu bombele, să vedem cam cât dăm. Ok. Cât ai zis că ai dat? La ce? Cu piciorul? La critică. Pe un pic de 700, așa mi-a scris. 800, ia, cred că de 838. Bine, și după aia... Celălalt, ce urmează după bombe. Vezi că mor cu caracterul celălalt. Ala micuțu? Nu mor. Nu, bine. Nu mor, stai liniște. Nu mor futâncă. Știți voi... Eu am dat 2K fără critica. Bine. Care launcherul tău versus... Parcașul sau ce este? Arbaleta? Arbaleta. Arbaleta. Și cât piesa ai tu, cât piesa am eu. Bun, ok. Deci l-am luat pe astea. Clar, de la și știți. Ce urmează de aici, mari word, perfect. Mersi frumos, Bixera, pentru ajutor. Mai pentru ce? Ok, mergem aici, hai să vă arăt.
Plicul. Mergem. Claim items. Le-am luat. Putem după azi dăm un delete. Reporter ai succes. Și de acum mergem în continuare. După asta hai să dăm un pic la Inner Force. Un upgrade micuț. Așa, bun. Să vedem dacă am luat... am luat numai un arc de 2. Din câte câte. Stai să mai vedem pe aici. Am și la peturi. Vigorile astea le dau. Ok. Spiritul. Roli am luat o sabie roșie. Și mai multe chestii roșii. Hai că-ți dau o parta. Spune și mie ce fac cu asta. Vezi? Nu le vinzi. Sau da. Le craftezi. Adică, sau te combini cu crafte. Păi da, am luat, nu am luat ceva ok, gen... Nu tare, small, nu pot să zic că small. Nu? Ce chestie? M-am gândit că am luat ceva chiar destul de ok. N-a dat țeapă, efectiv, că... La următorul boss o să iei. Da, sigur. La următorul... Ai nevoie... Tu ai luat de ceva acum? Nu, iteme normale, ca și tine. Aici o să mai mergem la Secret Peak, încă Magic Square nu e deblocat, trebuie să mă duc să fac misiunile, dar o să mergem aici cu... Poate că mă duc eu cu caracterul ăsta aici la Secret Peak și cu cel mai mare mă duc dincolo, la Magic Square. Stai să vedem, la raiduri, ok. Ia, la din... demons. Bocanci ăștia albaștri și mai multe chestii puteți să luați. De aici o să fie... A, armura aia, o iei 100%. Da, asta da, asta da, că scrie a. Unul să... Ia, vezi că bucanice aici nu mi-a scris. Mă înțelegi? Mă, o să ai nevoie de 29.000 de pieți. 29. Așa, 39, mamă, și ăsta e 100%. No, deci, enjoy, guys, dacă vreți să stați la farm, puteți. Și cred, din câte am o impresie, cred că după ce le terminați, puteți să vă mai faceți o dată. Ia să vedem. Da. Numai ticket-uri de-aia, părea ticket, poți să mergi să iei cu daily coin. Mergi, ai băgat bănuții și te bași toată ziua la de-alea, dacă ai cu ce. Așa că eu o să las acum caracterul la format, guys, și v-am pupat o zi frumoasă, să vedeți în continuare. Ne întâlnim pe live. Pa!